În ziua de marți, după ora 14, două eleve au încercat să evite să dea testul la matematică, plecând de la școală să se plimbe prin oraș. Au fost văzute în dreptul școlii 1, pe la fostul Interex, se plimbau, era și un băiat de mai mare de liceu cu ele. Bineînțeles că ieri am fost informat de către doamna profesoară de matematică și doamna de engleză că cele două eleve au absentat, am fost în clasă, am discutat, au încercat să, una dintre ele a încercat să spună că a fost la țară și că n-a fost la școală, cu toate că eu vorbisem înainte de ora 14 cu toată clasa, inclusiv cu ea, cu eleva care a făcut acest gest necugetat. Eleva de clasa a 7-a de la școala numărul 5 le-a spus colegilor că a înghițit mai multe pastile și că vrea să se sinucidă. Totul din cauza faptului că nu dorea ca mama sa să afle despre faptul că a lipsit împreună cu o colegă cu care părinții i-au interzis să se mai întâlnească. Imediat după anunțul fetei, reprezentanții școlii au apelat la ajutorul medicilor de la ambulanță pentru a-i acorda primele îngrijiri medicale. Odată ajuns la fața locului, atât medicii cât și profesorii au avut parte de o surpriză. Normal că am anunțat salvarea. Salvarea a anunțat, prin 112 am anunțat, și poliția de proximitate, au venit cei de la salvare, i-au dat o soluție care a înghițit-o, a vomat, nu s-a văzut nicio urmă de pastilă, nimic. În final a recunoscut că n-a luat decât o singură pastilă, că a făcut acest gest ca să nu afle mama, să nu o certe și să nu-i interzică să mai umble cu această fată. Potrivit directorului unității de învățământ, în prezent fata se simte foarte bine. Din cauza celor întâmplate, profesorii i-au sfătuit pe părinți să meargă cu eleva la psiholog.